Ludoteca nu este o idee nouă în Buzău. Este deja al cincilea an de când Biblioteca Județeană organizează un astfel de proiect special gândit pentru nevoia de socializare a copiilor în timpul vacanței de vară. Ludoteca este amenajată în curtea Bibliotecii Județene și se adresează doar copiilor sub 14 ani, ai căror părinți au permis de intrare în instituție. Pe vară, în medie, vin aproximativ 2900 de copii diferiți, nu aceiași copii, deci 2900 de copii buzoieni și nu numai, pentru că vin și cei care vin la bunici în vacanță. Accesul este gratuit la ludotecă. Programul este împărțit astfel încât copiii să interacționeze mult mai bine în funcție de vârste. Astfel, până la ora 12 sunt așteptați copiii de până la 4 ani, iar după 12 cei care au mai mult de 5 ani. Atelierele sunt animate de voluntari. Luni avem atelierul de origami și quilling, pentru că sunt atât de mulți voluntari și toți își doresc să facă ceva și atunci am cuplat. Când nu pot unii, facem quilling, când pot ceilalți, facem origami. Marța avem un atelier nou, atelierul de teatru. În spațiul special amenajat, copiii sunt angrenați în diverse activități recreative. Se pot juca, pot desena sau dansa, atent supravegheați de angajați ai bibliotecii și prin rotație de 35 de elevi voluntari. Este primul an de voluntariat. M-a atras copiii pentru că sunt singură la părinți și am vrut să văd cum este să ai înfrățior și îmi place să mă joc cu copiii. Ai răbdarea necesară? Da, trebuie să ai răbdare cu ei pentru că sunt micuți. În plus, ludoteca este pentru cei mici un loc nemaipomenit pentru a socializa și a-și face prieteni noi. Jocurile interactive despre oameni, animale, natură și literatură sunt o metodă relaxantă de a dezvolta cunoștințele copiilor. Spune-mi, de ce ai venit tu aici? Că mi-mi place mult. Și ce faci tu acum? Colorez. Am venit să mă joc, să mă colorez și să-mi fac noi prieteni. Școala de vară de la Biblioteca Județeană Buzău este deschisă de luni până vineri, atât în iulie cât și în august.